din ușa. Ah! Te mă p***a de aici. Dă-mi o cheie de 14. E cineva profi, serios, în domeniul auto. The game is it. Bă, era interesant. Ăla ne jura de la intrare până la ieșit. Andrew Tate. E puțin ocupat. Facem o propunere când iese. Alex Body. Hai să închidem live-ul și poate vă arătăm mai târziu. Dar cum Alex Body? Am terminat urusul, este luni. Downpipe cu 200 de celule. Așteptăm să se mute un pic McLaren-ul, că n-avem cum să ieșim. Probleme de luni, McLaren, urus după McLaren. Mai vin încă două McLaren-uri, dar nu știu când, probabil mai târziu sau mâine. Hai să vedem cum se aude urusul, doar cu downpipe cu 200 de celule, fără soft. Încălzească, să auzim cei 650 de cai de Audi, da, RS-Pio, scuze, Lamborghini-ul. Au rămas valvele de fabrică, ele în continuare funcționează, acum mașina este în strada, hai să vedem cum se aude în strada. Și acum o dăm în Corsa. Asta cu o investiție minimă, doar cu downpipe fără soft. Marți este pentru McLaren, este cam cea mai frumoasă zi din ultimul timp și avem înăuntru nu un McLaren, nu două, nu trei, ci patru. Avem 2.5-70-uri. Probabil știți toate mașinile. De fapt, nu, cred că știți doar două mașini, adică 5.70-ul nostru, care acum este al lui Vlad, și 720-ul Zacoe al lui Călin. 570-ul e de ceva timp la noi, ați văzut că e un pic prăfuit, am stat după piese, nu are nimic grav, are doar niște senzori de schimbat. 70-ul lui Călin la revizie. Acest 720 brake este pentru o mică verificare, că este totul în regulă. Și acest 570 este proaspăt achiziționat. Iar proprietarul a decis, deși a fost revizia făcută, să mai facem noi încă una, pentru că, cum bine știți, noi suntem un centru de service McLaren, lucrăm foarte aproape cu ei, avem singura diagnoză din România de McLaren. Dacă aveți un McLaren, sau dacă vreți să vă dați un McLaren, cu toții știm că sunt problematice. Ei bine, noi avem soluția pentru multe dintre problemele lor, așa că, dacă vreți să vă dați, puteți să apelați la noi fără niciun fel de ezitare, pentru că vă putem ajuta cu orice, la service, la reparații, inclusiv modificări. Uite de acolo. Nu l-a aruncat, dă-i adă că poate merge la vin. Să-mi bat p***a merge la vin. Auci. Nu se vede nimic. Da, mă, cât de... Spune și tu, hați mă aruncat. Astăzi a fost ziua cu multe McLaren-uri, mai exact 4 la număr. Am început revizia la prima, am schimbat deja filtrele de aer și filtrul de habitaclu, care se află în față. Urmează să continuăm cu revizia de ulei și filtrul ulei, care este puțin mai lungă. Tot galben, urmează McLaren-ul Călin, pe care cu toți îl cunoașteți, cel cu kit Zacoe, white body. Urmează să-i facem și lui revizia. Da, Antonio. Deci, după cum spuneam, urmează să-i facem și lui Călin revizia, bineînțeles cu filtre 100% originale McLaren.
trebuie neapărat, având în vedere că e McLaren și are tehnologia dry sump, trebuie să facem verificarea de nivel și apoi completăm cu câte puțin, astfel încât mașina să fie exact la nivelul de ulei care trebuie. Și se măsoară în următorul fel, după ce se intră în meniu, piciorul pe frână și apăsăm pedala de accelerație până în fund. Facem asta de câteva ori. Hai din mă, treci! Rauf! Mai pune... Încă o jumătate de litru. Am băgat 4 litri și încă 3 jumătăți de litru, asta înseamnă că avem 5,5 litri, ne apropiem ușor de 6,5 litri, cât zice documentația tehnică, dar vrem să confirme mașina faptul că cantitatea de ulei este cea în regulă. Încă o jumătate de litru. Vă rog încă 10 shot-uri de kamikaze. Low. 6 litri avem până acum, corect? 250, mai bagă. Ia să vedem. Nu mai duc la sala azi. Am tras biceps femural, tot e încordat. Nu e ca și cum mă duceam la sală. <laughs> 250. Mă, acolo a fost cam 230, nu 250. Eu zic să ștergi ochelari. Pentru cine întreabă, nu. Nu trebuie să fie la maximum aici, trebuie ca mașina să ne zică că nivelul de ulei este ok. Deci mașina asta este absolut perfectă pentru vremea ce urmează. Spider. Acum, după ce am făcut revizia, revizie medie, aș putea spune, de ulei, filtre, toate filtrele le-am schimbat. Vom pune o diagnoză pe această mașină. Noi folosim o diagnoză oficială, e bine, s-ar putea spune oficială, dar nu este tocmai oficială, de McLaren. Gata, dar tocmai s-a activat mașina, urmează să vină să-și o ia. Nu știu dacă m-au auzit de evacuarea de la 7:20 cu Călin. Băieții au schimbat filtrele, tot așa, filtrele de aer, filtrul de habitaclu. Urmează mai departe să dăm afară uleiul și să schimbăm și filtrul de ulei, dar după cum bine știți, sistemul de ungere este unul dry sump și atunci trebuie să încălzim prima dată uleiul, apoi trecem la tot ce înseamnă scoaterea lui, tot așa, prin mai multe puncte de golire, iar ulterior schimbarea filtrului, adăugarea unui ulei nou, și să facem din nou nivelul, care va dura ceva, și să băgăm ulei în McLaren durează, nu e ca la o mașină normală. Și acum mai dăm bătaie mai departe. Am terminat și McLarenul lui Călin, ne pregătim pentru cel de-al treilea McLaren, dar ăsta este gata, i-am făcut și nivelul de ulei, totul este în regulă și acum îi dăm bicea mai departe spre următorul. A venit și cel de-al treilea McLaren, revizie, facem și la el, după care mai avem niște lucruri de reparat,
diferite chichițe la mașină, dar nu vă mai țin deja cum e clar, pentru că deja sunt multe. Trecem și la alte activități de le mai avem de făcut. Ce? Poate să stea oricât îmi plec. Deschidem ușa. Ah! Te mă p*** de aici. Pleacă. Lasă-l mă că vreau să vadă dacă merge. N-am luat-o, bă, ești. Ia nepoate, ia du-te acolo. Deschid. Ia mă, n-am. Mai zi o dată. Da. Dă-mi o cheie de 14, că acum auzi. Nu te d**i, bă, joc de ex-aici, știi? Bă, ți-am dat bani pe ochelarii înapoi. Mi-a fost mie târși așa că nu meritai tu să ții dau f*** în gură, să te f***. Da, a fost bună seara dinainte, nu? Ce are? Acum dă-i înapoi. Ce acum dă-i înapoi? Da, ți-a povestit cu ochelarii, cu un tovarăș al meu. Toafele, ai, domnule, tu suferi mereu cu ochelari de soare. Eu, bă, nu sufăr, b***a mea. Zic, uite-te la tine, ce riduri, uite-te la mine, că n-am riduri. În secunda a doi de când i-am. M-a purtat ochelari! Bă! Să duci! Bă, intre casa cu ochelari pe noapte! Deci a râs cu lagri, eu nu știu. Te vezi că ești pe live. Te vezi o groază de oameni. Emblema la mașina asta, știi? Asta e modelul de Cobra, Shelby Cobra. Vei. Afară de asta. Mă, terminați cu noi. Hai să vedem. E cineva profi, serios, în domeniul auto, din România. Să vă dăm, ne dăm niște hinturi? Hai să facem cunoștință măcar. Andrei, e aici. Salut. Și noul nostru șofer. Cine e? Am crezut că e Andrei cu cască. Andrei acolo. Vișoiu? N-are fizic, nu. Alonso? Aproape. Am vrea, e puțin pe aproape, dar zice că e puțin mai rapid și mai drăguț. Stig? Da, este un stig de al nostru, pe Europa de Est. Adam? Oh. Elodia. N-a găsit pe nimeni. Încă nu a fost găsită și noi o căutăm. Anunțăm dacă reușim să o găsim. Iohannis? Bă, o să vorbim cu domnul președinte să vedem dacă e dispus să bage la jocul ăsta. Hamilton? Are prea mulți bani. Iliescu? Iliescu sau Ion Iliescu? Nelson Mondialu, Andy Popescu? Andy Popescu? Ești mult mai rapid. Iurică? Nu. Sergei Mizil. Băi, era interesant. Dar ăla ne înjura de la intrare până la ieșit. Velea. Alex Velea. Puțin cam înalt. Cabral. Puțin cam mic. Maneghin? Nu e mai. Nu, e chiar persoana, adică mișcă. Andrew Tate. E puțin ocupat. Facem o propunere când iese. Dorian Popa. Ai auzit tu vreun hâț? Și nici câinele nu pe aici, deci nu-i Dorian. Hai. Caitlyn Jenner. Cine? Caitlyn Jenner. Cine? Din familia Kardashian. Eu nu mă uit la așa ceva. Țancă. Începea să cânte până acum. Malone. Din Băieți de Oraș. Da. Bă. Mai știi alt Malone? Nu știu chiar crede că este Adam. Vă să le dăm un indiciu. Un personaj feminin. Foarte bun la volan. Se apropie? Da. Sunt persoane care se apropie? Da. Ok. Rău de tot. Unii au zis. Z. Nu. Fosta lui Antonio. Care-i fosta ta? Care-i? Dreapta sau stânga? Diseară, vedem. Alex Body. Verstappen a venit la un mic. Ok. N-am deschis încă micii. Da, urmează. Hai să închidem live-ul și poate vă arătăm mai târziu. Nu? Da. Mai gândim. Așteptăm comentarii în continuare și vedem cine chicește. Bun. Ne vedem mai târziu. Mai gândiți-vă. Dar cum Alex Body?